Postul ministru al justiției Cătălin Predoiu acuză USL că în această perioadă poartă negocieri secrete pentru susținerea proiectului care ar duce la eliberarea unor infractori. Uniunea Social-Liberală nu a renunțat la proiectul de lege privind amnistia. Luni s-au purtat discuții în cadrul USL, s-a discutat trecerea lui, acceptarea lui de către PNL în contextul unor liste comune, a declarat prin vicepreședintele PDL Cătălin Predoiu. Deputatul PNL Ludovic Orban recunoaște că PSD face presiuni ca liberalii să accepte să voteze această lege. Există o presiune sistematică asupra PNL, asupra parlamentului parlamentarilor PNL pentru a se obține un acord pentru trecerea acestei legi. Evident că există. Revine în foarte multe discuții care nu au legătură cu subiectul, a declarat Ludovic Orban într-o emisiune la un post de televiziune. Întrebat dacă această chestiune a fost conectată cu subiectul listelor comune la europarlamentare, deputatul liberal a răspuns, nu pot confirma nici infirma așa ceva. Proiectul privind amnistia și grațierea a fost dezbătut de plenul Camerei Deputaților luna trecută. După ce a fost criticat de președintele Trean Băsescu și de ambasadele țărilor occidentale, el a fost retrimis la Comisia Juridică. Avocatul lui Adrian Năstase a recunoscut că pentru eliberarea clientului său familia își pune speranța și pe această lege promovată de PSD. Sunt multe discuții în Parlament pentru că la 1 februarie, din câte mi-amintesc, se va pune din nou în discuție legea amnistiei și grațierii. Cum va hotărâ Parlamentul o să vedem, a declarat Ion Cazacu. Proiectul prevede grațierea pedepselor cu închisoarea de până la șase ani, inclusiv a faptelor de corupție. Luarea de mită pentru care a fost condamnat fostul premier intră în categoria faptelor grațiabile.